de îndoială că aceasta este una dintre cele mai neobișnuite transformări de imagine prin care a trecut Olesa Olteanu în ultimii ani. Interpreta a acceptat cu drag stilul Lady Gaga abordat de echipa noastră. Și așa cum orice schimbare începe de la machiaj și coafiură, am mers la salonul de frumusețe Dr. Lica din Capitale, unde hairstylista și make-up artista Lilia Lupu i-a aranjat părul și a aplicat un machiaj. De altfel, produsele Oriflame oferă frumusețe și încredere femeilor, respectă oamenii și natura la fiecare pas al drumului. Aceasta înseamnă crearea de produse care sunt responsabile din punct de vedere social, etic și ecologic. Fondul de ten Giordani Gold, infuzat cu minerale vulcanice din Italia, îți îngrijește tenul, oferind în același timp beneficii anti-îmbătrânire. Coafiură și cu un ten radiant am ajuns în showroom-ul brandului Nikita Rinaldi. Ținutele alese de stilistul Evgeni Malinovski i-a accentuat și mai mult formele frumoase. Extraordinar, o zi productivă, zic eu, pentru mine, o zi foarte și foarte frumoasă, mulțumesc mare tuturor celor care au avut grijă de ținuta mea, de felul cum arăt eu, o echipă super tare. Ceea ce ține de pantalon, de piele, cu sacou, alt machiaj, altfel aranjat părul, pentru mine a fost ceva foarte ok, mi-a plăcut tare mult și eu sunt gata de fiecare dată pentru schimbări care sunt binevenite pentru mine și, desigur, de ce nu, pentru cei din jur. Cu siguranță pe viitor o să experimentez în ținutele mele și o să mă vedeți zi de zi un pic altfel. În ultima perioadă ia tot mai multă amploare stilul City Casual, îmbogățit cu accesorii retro. Bucură faptul că designerii autohtoni țin pasul cu moda și oferă această posibilitate clienților săi de a experimenta și a implementa acest stil în viața de zi cu zi. Ceea ce am făcut și noi astăzi cu protagonista noastră, Olesa Olteanu. I-am demonstrat că acest stil îi se potrivește, că poate arăta foarte fresh, foarte frumos și foarte atrăgător. Iar cea de-a doua ținută, în care i-am ales o rochie de seară, i-am ales să facem un capriciu. Oare ce femeie nu își dorește să arate ca o prințesă?